Cariere în alb, târgul de joburi pentru medici desfășurat la Sibiu a atras sute de oameni care lucrează în domeniul sănătății. Salariul de 10 ori mai mare, echipamentele performante și respectul. Cu asta îi atrag angajatorii străini pe specialiștii români. Târgul de joburi este organizat în 6 centre universitare din țară și oferă mii de posturi în țări din Europa, dar și în Africa. Se oferă joburi în medicină. Este un târg specific domeniului medical, este axat pe domeniul medical. Iar angajatorii de aici promit undeva la 3.000 de locuri de muncă. Ofertele sunt dintre cele mai tentante, mai ales că în acest moment domeniul sănătății din România nu trece printr-o perioadă foarte bună. După ce salariile au scăzut, iar medicamentele lipsesc din stocurile spitalelor, tot mai mulți specialiști aleg să profeseze în străinătate pe un salariu care le oferă cel puțin liniștea financiară. M-ar interesa un loc de muncă pentru interne. Și am găsit niște oferte foarte avantajoase. Salariile oferite cum sunt? Foarte bune, foarte bune. Diferă de la un stand la altul, dar sunt avantajoase față de cum este la noi în România. Cei de afară ne așteaptă, din câte se pare, pentru că condițiile sunt destul de ușor, inclusiv pentru cei care nu cunosc limba. Se oferă cursuri de către firmele care încearcă să recruteze. Ce să zic? Dumneavoastră ce post v-ar fi interesant? Eu sunt rezident pe urologie, m-am orientat pentru urologie și da, l-am găsit. Firmele de recrutare oferă chiar și o vizită la viitorul loc de muncă în care medicul român se va familiariza cu spitalul și își va cunoaște colegii. Eu vizitați clinica, stați o zi întreagă acolo, vedeți care este maniera de lucru în care urmează să lucrați, departamentul, vă cunoașteți colegii, este și o masă împreună cu colegii de departament, vizitați zona, orașul pentru că urmează să locuiți acolo, obiective de interes, gen credință. Doar un singur stand prezent la târg oferă posturi în peste 30 de clinici din Germania pentru toate specializările. Deci oferă locuri de muncă pentru medici, rezidenți, surori, nurses. Deci asistenți medicali, inclusiv medici rezidenți, care am spus, își pot face rezidențiatul acolo. Cariere în alb oferă joburi tuturor categoriilor de personal din domeniul medical. Studenți, farmaciști, medici, stomatologi, asistente medicale și chiar moașe. Românii pot alege să profeseze în țări precum Franța, Germania, Spania, țările Baltice sau cele arabe.